Bună seara și bun găsit! La știri, soarta câinilor comunitare a prins din nou spiritele în Consiliul Local Pașcani. Astăzi, odată cu prezentarea raportului de activitate al Poliției Locale pentru primele 9 luni ale anului, consilierul PSD Codrin Toma a solicitat comandantului Poliției să ia măsuri imediat împotriva pășcănenilor care dau de mâncare câinilor comunitari în spațiile publice. Toma a argumentat că nu este firesc ca pe străzi sau în scările de bloc câinii comunitari să fie hrăniți, pe motiv că după aceea devin agresivi cu ceilalți locatari, și a recomandat celor care îi îngrijesc să-i adopte și să le ofere un adăpost. În replică, consilierul Florin Răcil a criticat propunerea colegului său de partid. Mai mult, șeful Poliției Locale a spus că nu pot fi amendați pășcănenii care dau de mâncare la câini, deoarece nu există prevederi legale în acest sens. Cred că e de competența Poliției Locale să vadă care sunt persoanele care hrănesc acest câini. Sunt cunoscute, sunt zone care se numesc crime, sunt scandaluri între locatarii blocurilor și persoane care hrănesc câinii în fața blocului. Cred că se poate la un, dacă nu atitudine contravențională, măcar pentru a conștientiza cu aceste persoane, nu e normal să fie hrăniți câini pe spațiul public. Să-și ia acasă dacă vor să hrănească. Nu cred că putem amenda o persoană care dă de mâncare. N-am spus amendat, am spus fii conștientizat de persoane. Nu știu ce constă, dar nu, sunt persoane care vin din zona, vă dau un exemplu, zona aerodrom, vin în fața primăriei noi. Dau mâncare la câini, normal? Nu, atunci primăria trebuie să fie ridicată. Eu știu că în alte localități se dau amnezi pentru asemenea faptului. Dacă nu se poate la noi, nu există contravenții prevăzute nici în hotărârea Consiliului Local, nici în legi, să puțin la cunoștință. O discuție, într-adevăr, se poate produce. Mai mult, președintele de ședință, consilierul Vasile Pleșca, a spus că problema câinilor comunitari poate fi rezolvată numai în urma organizării unui referendum care ar trebui făcut de primăria Pașcani, prin intermediul căreia cetățenii să decidă dacă câinii de pe străzi ar trebui sau nu eutanasiați. Da, cred că, în primul rând, ar trebui făcut un referendum cu acest câini comunitar ca să fie un drum de decizie. Părerile sunt împărțite și nu o să ajungem niciodată la un Menționăm că în același context, edilul șef al municipiului a cerut polițiștilor locali mai multă implicare pentru depistarea celor care aduc cu mașinile câinii comunitari la Pașcani și îi descarcă la marginea orașului. Chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, când ar trebui să fim mai buni și mai iertători în cadrul ședinței de astăzi, odată cu prezentarea raportului de activitate a Poliției Locale pentru primele 9 luni ale anului, unii consilieri au solicitat măsuri mai ferme împotriva cerșetorilor. Consilierul Eduard Dume a spus că s-a săturat de cerșetorii din centrul orașului și a tras atenția că doar aplicarea de amenzi nu este o soluție eficientă, deoarece nu au de unde să le plătească. Sancționați contravențional prin proces verbal. Eficiența sancționării zero. Vedeți dumneavoastră. Sancționați, a doua zi, în același loc. Deci eu mă confund cu această problemă, îi și cunosc de acum. M-am săturat. Asta vreau să vă rog, mai multă implicare. Și dumneavoastră, poate și în patrula mixtă, ca cercetătorii, în zonă centrală, unde agasează efectiv cetățenii. În același context, consiliera PNL Diana Țint a cerut intervenția polițiștilor locali împotriva cerșetorilor care obișnuiesc să bată pe la ușile locatarilor de la blocuri, mai ales atunci când sunt sărbători religioase. Problema cerșetorilor care este foarte deranjantă pentru locuitorii orașului și îndeosebi în zilele de sărbători religioase în catedrele de blocuri, unde sunt rămășite pur și simplu toate blocurile de cerșetori care o sună din ușă în ușă și deranjează locatarii. Asta este o problemă. Și a doua problemă, v-aș ruga dacă puteți să acordați mai multă atenție ordinii și liniștii în spațiile publice din oraș, poate, de exemplu, locurile de joacă pentru copii, care sunt între blocuri. Care ziua sunt folosite oarecum de către copii, dar noaptea sunt folosite de persoane care au super foarte mult și care desfășoară acolo niște activități care deranjează toți locatarii.
Menționăm că tot în cadrul ședinței de astăzi, comandantul poliției locale a fost întrebat dacă are vreo situație cu persoanele fără adăpost. El a spus că din ultimele statistici reiese că ar fi vorba despre 7 persoane, însă situația lor materială, dar și domiciliul lor sunt incerte. Unul dintre ei obișnuiește să cerșească inclusiv în apropierea sediului poliției locale și locuiește la subsolul unui bloc anele, la G2A. Lipsa de comunicare și interese personale ale unor indivizi au aruncat în aer relația dintre Clubul Sportiv Lonco Pașcani și administrația locală din Pașcani. Astăzi, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, a fost un proiect de hotărâre privind transmiterea folosinței sălii din zona de al Colegiului Sadoveanu și Școlii Nicolae Iorga din apropiere. Inițiatorul proiectului, primarul Dumitru Pantazi, a motivat că în acest fel sala de sport va avea un administrator, iar cheltuielile de întreținere nu vor mai fi suportate de primărie, ci de școlile beneficiare din banii alocați pentru finanțarea pe elev. În comisia de urbanism s-a propus ca amendament adăugare la articolul 1, pe lângă cele două unități școlare și liceul Ștefan cel Mare, care are 4 clase, au și 4 ore de sport, beneficiază și sala școlii. Este un articol acolo, deci, care spune ce celelalte de activități școlare se poate desfășura activitatea conform unui program gratuit. Da, Proiectul de hotărâre a stârnit reacții imediate din partea reprezentanților clubului Lonco Pașcani. Asta deoarece, odată cu transferul sălii de la Clubul Sportiv Municipal în administrarea școlilor, au apărut incertitudini în legătură cu programul de antrenament al caratiștilor și modul de folosire al sălii. Președintele clubului, avocatul Adrian Zămosteanu, prezent la ședința Consiliului Local, a explicat că sportivii respectă programul școlar și nu au produs niciun deranj la orele de sport, aspect confirmat și de directoarea colegiului Carmen Dimitriu. Ceea ce trebuie să se rețină cu certitudine e că clubul nostru nu a deranjat cu niciun mod activitatea școlară de la această sală. În condițiile omeniei, chiar am avut înțelegere față de domnii profesori, am avut din partea mea o sinceră colaborare și nu înțeleg de ce unii dintre ei, nu toți, au o atitudine contra activității noastre. Și eu o înțeleg din ce cauză, deoarece la noi vin copiii în număr mare pentru a desfășura o activitate, poate este singura din oraș care este ordonată, civilizată și la care urmărim și problema educativă. Pentru că nu suntem pe teritoriul unei becalizări a activității sociale. Doamna director poate să confirme că niciun moment nu am deranjat vreo oră din cadrul programului școlar. Sunt fericit când văd că orele de educație fizică se desfășoară integral și în mod corespunzător. Sunt copii. De ce am solicitat accesul la această sală și la un orar rezonabil? Sunt copii care sunt de la 5-6 ani vin la noi, îi aduc părinții, se adună în fața sălii de sport și așteaptă, nu facem altceva acolo, decât părinții și așteaptă progeniturile pe care le adoră sau sunt bunici. Și sunt elevi care termină școala și vin direct la sală. Mai sunt și câțiva ingineri, medici, profesori care vin și desfășoară activitate. Este o activitate foarte frumoasă, foarte educativă și este agreată de foarte mulți. Noi nu vrem ca acești copii să fie trimiși în afara centrului orașului, într-o zonă care sunt supuși unui pericol fizic. Pentru că orașul prezintă în continuare deficiențe în domeniul siguranței. Degeaba ne ascundem după dege. După îndelungi discuții, proiectul a fost respins deoarece nu a întrunit numărul necesar de voturi, 2 dintre consilieri votând împotrivă, iar alții 2 s-au abținut. Ca urmare, sala a trecut în administrarea Consiliului Local după ce, cu câteva minute înainte, a fost luată de la Clubul Sportiv Municipal. Cel mai probabil, în ședința viitoare, vor fi reluate dezbaterile pe această temă. Supun la vot proiectul așa cum a fost inițial în forma prezentată. Cine este pentru? Cu amendamentul să beneficieze și școala Ștefan cel Mare. Și cine este pentru?
și numeratoră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da? Am numărat bine. Cine este împotrivă? Abține, două împotrivă, două abține. Deci 12 pentru, două abține, două împotrivă. Nu este pentru. Deci proiectul noastră convenție. Deci, eu vă spun următorul lucru. Această sală de sport a început periul sezonul rece, acumulează aerat. Abia am plătit din urmă miliarde de lei aerat. Astăzi, începând cu ora 11, a avut loc ședința de Consiliul Județean Iași în sala de festivități a Liceului Tehnologic Special Trinitas, pe ordinea de zi fiind supuse dezbaterii 27 de proiecte de hotărâre. De această dată, președintele ședinței a fost Victor Chirilă, vicepreședintele Consiliului Județean Iași. Cele mai multe dintre proiecte au vizat municipiul Iași, în care s-au vorbit despre investiții la Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul, alocării de fonduri la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva și alte instituții. În ultima parte a proiectelor de hotărâre s-a vorbit despre sumele alocate unităților administrativ-teritoriale din județul Iași pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și panificație, drepturilor privind acordarea de miere de albine și a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. De asemenea, în ședință s-a vorbit și despre fondurile necesare pentru sărbătorile de iarnă și anul nou, care vor rămâne la fel cu cele din anul trecut, respectiv suma de 60.000 de lei. Din aceste fonduri se vor lua cadouri pentru colindători și urători, agende, pixuri personalizate și altele. De aceea, din ce o să fim operativi, pentru că fiecare avem multă treabă, mai ales foarte multe de noi, sunt campanii viitoare. Pentru că vă interesează să începem, da? În primul rând, sper că cu toți ați citit ordinea de zi de prezența de astăzi, dacă aveți un detalii sau dacă aveți ceva de sus, de care de ordine de zi. Vă rog. Trecem la punctul numărul 1. Supuneți la vot ordinea de zi. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva? Mulțumesc. Menționăm că este pentru prima dată când ședința de Consiliul Județean Iași se desfășoară în Târgu Frumos, după ce lunile trecute s-au desfășurat în comuna Hălăucești și municipiul Pașcani. În ședința de Consiliul Local de Ier de la Târgu Frumos a încercat pentru a doua oară, printr-un proiect de hotărâre, excluderea unui consilier local din organizația PNL Târgu Frumos și din Consiliu, din cauza unei adrese venite din partea partidului din care face parte. Este vorba despre Vasile Sită, președintele ședinței, care este acuzat că în alegerile locale din vara acestui an ar fi colaborat cu un alt partid, motiv pentru care organizația politică din care face parte ar fi pierdut lupta alegerilor. Materialul nu l-am nici eu, am fost anunțat de Partidul Liberal, Național Liberal, să avem pe ordine de zi. Sincer să fiu, mă gândeam la alt coleg de-al nostru, dar până la urmă domnul Drobotă am văzut. Aici este o revenire, practic. Cu toate că excluderea lui Vasile Sită s-a mai încercat într-o ședință anterioară, iar proiectul de hotărâre a fost amânat, același lucru s-a întâmplat și de această dată. Consilierii locali au lăsat trăgaz de o lună lui Vasile Sită pentru a-și rezolva problemele de partid, chiar el dându-și cuvântul că dacă nu va reuși să aplaneze situația tensionată din partid, își va da demisia fără alte compromisuri. Cum ați așteptat atât de mult, nu se mai așteptați măcar până pe 15 ianuarie cel târziu, să văd să adun și eu toate documentele care le-am de adunat de primul ian, să pun la punct toate pierdurile pentru că dacă vreau să considerați, mă refer la colegii mei cu pe dacă vreau să chiar considerați că trebuie să plec din acest partid, din acest Consiliu Local, plec și din Târgu Frumos, dacă considerați dumneavoastră că trebuie să plec. Nu considerați că am vreun avantaj că stau sau am vreun avantaj că plec. Pentru mine este indiferent.
Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat astăzi, începând cu ora 10.30 la Clubul Copiilor din Pașcane, o întâlnire de lucru cu directorii unităților de învățământ din județ. Inspectorul general adjunct Mariana Pop a tras un semnal de alarmă spunând că profesorii nu-și mai țin orele. S-a ajuns la această concluzie în urma inspecțiilor neanunțate făcute în școli, unde sunt foarte multe cazuri când nu mai erau profesori la oră sau nu se mai ținea cursul deloc. Profesorii respectivi vor fi trași la răspundere, iar vizitele de acest gen vor continua. La întâlnire au fost prezenți în jur de 50 de directori din școlile din Pașcan și comunele arondate. Suntem la dumneavoastră cei care răspundem de activitatea managerială, începând cu șefa compartimentului management educațional, proiecte europene, resurse umane, domnișoara inspector general a fost Mariana Pop. Deci am mers în școli care odată am identificat cadre didactice care nu erau la oră și nu ne înlocuia nimeni. Asta nu este ok. Ar trebui remediate lucrurile. Aveți grijă în sensul ăsta. Se poate întâmpla ori un concediu medical, ori învoire, ori se întâmplă ceva, dar acoperiți orele, nu lăsați copiii nesupravegheați. Sunt mai multe puncte de vedere. Doi, perioada de teză, adică ar trebui să găsiți acolo unde este un concediu medical pe o perioadă de o suplinire calificată, cineva să meargă mai departe cu materia, că nu mai este mult din semestrul ăsta. Și trebuie făcut în așa fel încât copiii să nu aibă de suferit. Dar în momentul în care adescind într-o școală, găsește o clasă în care sunt numai elevi și atunci se află că domnul profesor n-a venit și nici nu vine în ziua respectivă și că nici nu îl înlocuiește nimeni, asta nu e ok. În cadrul ședinței s-au discutat și aspecte legate de proiectarea managerială în domeniul educației, controlul managerial intern, fișa de evaluare a activității manageriale a directorului, unde au avut loc dezbateri și propuneri, dar și probleme de etape. Poștașul pășcănean Constantin Băcăraș este medaliat cu argint în urma participării la Balcaniada Poștașilor, ediția 41-a. Ediția s-a desfășurat la începutul lunii noiembrie în orașul Izmir din Turcia, startul fiind luat individual sau pe echipe de 30 de sportivi din 6 țări, cum ar fi Grecia, Bulgaria sau Muntenegru. România a făcut și în acest an o figură frumoasă, obținând medaliile la individual și pe echipe, feminin și masculin. Echipa de băieți a fost formată din 5 poștași din Bacău, Craiova, Suceava, Sibiu și Pașcani, iar cele 3 fete din Cluj, Timișoara și Pitești. În data de 8 noiembrie 2012, în Izmir, Turcia, s-a organizat Balcaniada Mașilor Poștal, ediția 41. Din echipa României fac parte 5 băieți și 3 fete. De unde? Băieții sunt din Bacău, Craiova, Sibiu și Suceava. Fetele Cluj, Timișoara și Pitești. De asemenea, pășcăneanul a fost câștigătorul locului al doilea, medalia de argint, dar și al locului 3, bronz, a Balcaniadei Marșul Factorilor Poștali, ce s-a desfășurat în Albania, Macedonia și Turcia. Constantin Văcărașu participă la competiții de acest gen din anul 1995, iar la Balcaniadă s-a calificat în ultimii 4 ani. Anul ăsta au participat 6 țări. România, Turcia, Bulgaria, Kosovo, Albania, anul acesta e al 4-lea an când particip consecutiv la Balcaniada Factorilor Poștali. Anul trecut a fost în Macedonia, acum 2 ani în Albania și acum 3 ani în Turcia. De când mă calific eu. Acum 3 ani argintul la turci, acum 2 ani bronzul la albanești, anul trecut la Macedonie bronzul și anul ăsta argintul la Turcia. Deci trei, bine, anul ăsta, cât la anul o să fie numai 2. Deci trei faze. Faza județeană, faza pe regională, județeană, regională și faza pe țară. Faza pe regională nu mai este sau desfințat regional, o să fie numai faza pe județ și faza pe țară, ca să poată participa la 10 km de marș la Balcanian. Pe această cale vreau să mulțumesc domnului dirigente, Iladie Petru, de la Oficiu Pașcan 1. Mulțumesc soției mele că în acești ani m-a susținut și m-a încurajat pentru antrenamentele care făceam pe stadion.
Mulțumesc tuturor pensionarilor, tuturor pășcănenilor care m-au felicitat după ce au aflat cu premiile obținute și mulțumesc dumneavoastră că sunteți alături de mine. Marjul factorilor poștale este competiția cu tradiția cea mai îndelungată din istoria Poștei Române, prima ediție având loc în 1977. În dimineața zilei de joi, un apel prin 112 anunța producerea unui incendiu la un autoturism în Pașcani. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu auto specială, care a constatat că incendiul a izbucnit la un autoturism marca Renault aflat în parcare. Pompierii au stins incendiul, care se manifesta la compartimentul motor și instalație electrică, în numai câteva minute reușind să salveze și alte autovehicule aflate în preajmă. Incendiul a afectat autoturismul în proporție de 30%. Cauza probabilă a incendiului a fost curtcircuitul electric produs la un conductor electric neizolat corespunzător. În dimineața zilei de 28 noiembrie 2012, poliția municipiului Pașcani a fost sesizată prin un 2 denumită Eftimie Dorina, de 18 ani, din municipiul Pașcani, despre faptul că un autoturism care se afla parcat în curtea locuinței a luat foc. La fața locului s-au deplasat și lucrătorii din cadrul ISU Pașcani și din cadrul poliției municipiului Pașcani, ocazie care au stabilit că incendiul s-a produs ca urmare unui scurt circuit la instalația electrică. Incendiul a fost stins de către lucrătorii din cadrul ISU Pașcani. În dimineața zilei de 28 noiembrie am fost solicitați pentru intervenție la stingerea unui incendiu la un autoturism. A fost identificat autorul tâlhăriei ce a avut loc în dimineața zilei de luni. Este vorba despre Ionuț Anastăsoae, în vârstă de 29 de ani, din Ruginasa, cunoscut ca și scandalagiu și cu antecedente penale. Autorul a fost prezentat procurorilor și judecătorilor pășcăneni azi dimineață cu propunerea de arestare pentru 29 de zile. Acesta și-a recunoscut vina, declarând că în acel moment era băut și nu a realizat ce face. Banii, 180 de lei, au fost băgați la păcănele. În urma activităților de cercetare efectuate pentru administrarea de probe în cazul tâlhăriei comisia asupra lui Marcu Ioan la data de 25 noiembrie, în ziua de 28 noiembrie, organele de poliție transporturi feroviare au identificat ca autor al faptei pe Anastăsoae Ionuț, de 29 de ani, din comuna Ruginoasa. Deși inițial acesta nu a recunoscut săvârșirea faptei de tâlhărie asupra lui Marcu Ion, pus în fața probelor administrate, acesta și-a recunoscut fapta, a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi urmează să fie prezentant instanței de judecată la judecătoria Pașcani cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Amintim că un bătrân în vârstă de 72 de ani din comuna Ruginoasa a fost bătut cu bestialitate cu pumnii și picioarele în zona capului. Pe jumătate conștient și cu multiple traumatisme, Ion Marcu, în vârstă de 72 de ani, a ajuns la poliția din comună după câteva ore de la producerea nefericitului eveniment, când bărbatul și-a revenit de la puternicile lovituri primite. Victima a relatat polițiștilor că în dimineața zilei de luni, 26 noiembrie, în jurul orei 4, s-a trezit dis de dimineață pentru a merge la Iași și pentru că a ajuns prea devreme în gară s-a oprit la barul Non-Stop din zonă și a băut o cafea cu rom. A fost luat la ochii de tinerii care se aflau în bar când a scos portofelul ca să plătească consumația. Nici nu a apucat să ajungă în stația CFR ca și fost atacat. Suspectul nu a pus la socoteală însă că în bar sunt camere de supraveghere. Tânărul riscă până la 18 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. În cadrul ședinței de Consiliu Local de astăzi, șeful Poliției Municipale, Mihai Năcuț, a prezentat raportul privind activitățile desfășurate în vederea asigurării ordinii și siguranței publice în primele 9 luni ale anului. În ceea ce privește infracționalitatea stradală, în primele 9 luni ale anului 2012, pe raza municipiului Pașcani au fost comise 30 de infracțiuni stradale. Situația pe genul este următoarea: tâlhării 0, furturi din societăți 3, furt din buzunare 1, furt din auto 24, furturi de auto 2, furturi de componente din exterior autovehiculor 5, legea 61 0. O să trec la următorii indicatori, respectiv activitățile desfășurate pentru prevenirea infracționalității stradale. Deci în primele 9 luni ale anului 2012, împreună cu lucrători de la Poliția Locală Pașcani și IJJ, au fost organizate 9 razii, 188 de acțiuni și 1021 de controle. În cadrul acestor activități preventive au fost constatate în flagrant un număr de 49 de infracțiuni și aplicate un număr total de 14.560 de contravenții în valoare de 2.274.500 de lei. Aici, la valoarea contravențiilor, ar vrea să fac o precizare. La momentul la care discutăm, Poliția Municipiului Pașcani a încasat pe bază de echitanțiere
suma totală de 182.767 de lei, bani care au fost vărsați la bugetul local. Consilierul local Dorin Nechifor a felicitat polițiștii pentru activitatea desfășurată și spune că se simte în siguranță pe raza municipiului Pașcani. Hotel a cerut șefului poliției un raport prin care să se prezinte consumul de droguri de pe raza municipiului. În replică, Mihai Năcuță i-a spus că nu ține de competența poliției municipale, ci un alt organ este competent pentru astfel de verificări. Din materialul prezentat rezultă activitatea bună a poliției municipiului Pașcani și vreau să-i felicit pentru acest an. Pentru ca persoană mă simt în siguranță în municipiul Pașcani, declar lucrul ăsta. N-am observat în acest raport nimic despre consumul de droguri. Adică ori nu există, ori evitați un asemenea subiect. Revin, constatarea acestor infracțiuni nu ca din competența poliției municipiului Pașcani, ci a Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Iași. Ioan Ionita a apreciat și el activitatea poliției Pașcani, dar a ținut să precizeze faptul că a observat că numărul de furturi de pe raza orașului a crescut și că ar trebui o prevenție mai intensă. Remarcat activitatea poliției municipale fiind ca bună, de altfel l-am văzut și în graficile care s-au prezentat și indicatorii care au fost prezentați la material. Am văzut că aveți niște vârfuri, discut acum mai venit despre furturile din locuințe și din auto. Probabil că aici va trebui să lucrați la preventiv mai mult. Am văzut că ați avut niște programe interesante aici pe care companii de prevenire. Fii pe caut, o ținutor, săptămâna altă, vacanță siguranță, APC-ul siguranței rutiere, nita și votul ilegal. Și vreau să vă întreb dacă la această campanie, cred că și-a făcut pe deplin datoria, dacă este să ne gândim, nu știu, la noi în zona Pașcani, dacă a fost un dosar privind votul ilegal, ceva bun în acest deci, sens. La alegeri locale și pe terenul Bărgăriți, da. Deci pe municipiul Pașcani au fost sesizări pe mediul rural. Ca și necesitate, polițiștii pășcăreni spun că au nevoie de acele cote pentru carburant. Primarul Pașcanului, Dumitru Pantazi, spune că are o colaborare foarte bună cu Poliția Pașcani, dar l-a cerut acestora să intensifice controlele în piețele agroalimentare din Pașcani, în special pe perioada weekendurilor. La scurta perioadă pe care o avem de colaborare, sunt în funcția aceasta, noi am avut o colaborare bună cu Poliția Municipiului Pașcani. Sigur, și colaborarea între poliția locală și poliția municipală eu consider bună. Câteva observații. Aș dori să fie intensificat verificarea în piețele agroalimentare. Dacă puteți și mai puneți la dispoziție împreună cu poliția locală să intensificăm în special în zilele aglomerate din cum se desfășoară activitatea sâmbătă atunci la piețele agroalimentare. Actualmente s-a terminat campania agricolă, foarte mulți s-au venit în audiență și ne-au sesizat cu furturile din câmp. Acum s-a terminat, rămâne valabil pentru anul viitor. O altă problemă, împreună cu poliția locală, vă rugăm să ne sprijiniți în luarea unor măsuri, în primul rând, protecția mediului. Sunt foarte multe probleme în ceea ce privește respectarea condițiilor de mediu pentru cetățeni și, în special, o serie de societăți care au contract sau nu au contract cu societatea de salubritate. În încheiere, consilierul PSD, Carmen Apostol, a cerut polițiștilor să intervină în cazul infracțiunilor stradale, așa cum acționează polițiștii de la rutieră, în cazul unui accident auto.
Începând de astăzi, Consiliul Local Pașcani are un nou consilier local. Este vorba despre Diana Xintă din partea PNL Pașcani, directorul medical de la Spitalul Municipal Pașcani. Ea ocupa postul vacant prin demisia din funcția de consilier local a președintelui PNL Pașcani, Grigore Crăciunescu, fostul primar al Pașcanului. Diana Xintă se află la al doilea mandat de ales local, după ce în perioada 2008-2012 a fost unul dintre cei mai activi consilieri din PNL. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani a doamnei Xintă Diana. Consiliul Local al Municipiului Pașcani, în baza expunerii motivului întocmită de primarul Municipiului Pașcani, articolul 1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani al doamnei Xintă Diana. Articolul 2. Serviciul de administrație publică va comunica în copii prezenta hotărârii instituției prefectului, primarului doamnei Xintă Diana, compartimentul de resurse umane și direcție economice, serviciul puteți să încerc fatalitate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. O invidam pe doamna Xintă Diana pentru a reprezenta Diana Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în conformitate cu prevederile de articolului 32 în legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, republicată, cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Pașcani. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Biteo, vă dau întâlnire și mâine seară pentru a urmări cele mai importante evenimente din Pașcani, împrejurim Târgu Frumos și Hârlău. Să aveți o seară cât mai frumoasă! În zona geografică a Moldovei, respectiv a orașului Pașcani, situația sinoptică suferă o serie de modificări. Cerul va fi variabil mai mult acoperit, dar fără șanse reale de precipitații. Circulația atmosferică va fi sudică, ceea ce va determina și o vreme mai caldă. Vântul va sufla slab până la moderat. Mâine dimineața la Pașcani va fi minus 1 grad, maxima zilei de 12 grade, iar minima nopții de 1 grad Celsius.